Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Primarul Neghină, de la vorbe la fapte. Explozia motorizată a anului a revenit la Târgu Ocna. Caravana mobilă pentru depistarea tuberculozei. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a vorbit despre campania electorală, dar și cum a trecut de la vorbe la fapte. Detalii în minutele următoare. Dacă ne uităm pe broșură și la lucrurile care s-au realizat, 70% le-am realizat, dar mult mai mult decât am promis am făcut. Am înțeles. Sunt și multe alte lucruri care nu au fost bifate în broșură și cu toate acestea le-am realizat. Am înțeles. Am să iau la rând întrebările care cum au venit și pe mail, unii au trimis și pe telefon. Cineva vă roagă, de fapt o doamnă, vă roagă, domnule primar, faceți ceva la... Că la Catena, zona de sus, sunt unii automobiliști care nu-ți acordă prioritate pe verde, adică treci strada și nu te lasă să așa. Sunt în stare să treacă peste mine, mi s-a întâmplat și mie duminica trecută, probabil doamna ieșea de la biserică. Dacă mai făceam un pas în plus, cine știe ce se întâmpla? Da, foarte mulți oameni confundă instituția primăriei cu toate instituțiile statului. Statul are și alte instituții. Dacă o persoană nu dă prioritate la trecerea de pietoni, un conducător auto, există poliție care se ocupă de astfel de probleme. Poliția locală se ocupă doar de circulația statică, dacă ar face referire la poliția locală care ar trebui să facă treaba asta. Nu, aici ține de poliția rutieră. Astăzi am avut o întâlnire, de exemplu, cu mai multe persoane din cartierul TCR. La fel, o promisiune făcută în urmă cu 2 ani, că voi încerca în campania electorală, promiteam că voi încerca să rezolv problema terenurilor ocupate de locuitorii cartierului TCR. Corect. Pentru că foarte mult știu situația locuitorilor, sau cel puțin cei de acolo, au o mare durere pentru că folosesc niște terenuri din jurul locuinților pentru care nu au o proprietate. Și problema a perpetuat de 50, 60, 70 de ani de când s-au construit acele, de când au fost date în folosință acele locuințe. Între timp, oamenii și-au mai făcut câte un mic acaret, câte o extindere, iar acum am găsit un cadru legal să concesionăm acele terenuri. Și am început procedurile. Astăzi am avut prima întâlnire cu o parte dintre locuitori și urmează în perioada imediat următoare să continuăm aceste întâlniri, să le aducem la cunoștință oamenilor ce să facă, care sunt pașii pentru a intra în legalitate, pentru că cerința vine de la ei. E foarte greu când, în momentul în care vând, când înstrăinează, există și riscul ca pe viitor să vină un alt primar și să dărâme în loc să încerce să-i ajute. Noi am găsit împreună cu colegii din cadrul primării, am găsit cadrul legal să-i ajutăm să intre în legalitate și să-și plătească, așa cum este normal, dările pentru terenurile care le folosesc. Le dețin. Așa. Și am făcut această paranteză pentru că la un moment dat una dintre persoanele care a venit la întâlnire reclama o problemă de mediu. La fel, același lucru am zis, toată lumea vine la primărie ca și cum primăria le poate rezolva pe toate. Statul are multe instituții care se ocupă de diferite probleme. Inclusiv când vorbim chiar de zgomot, reclamau zgomot și miros de la o societate. Sunt probleme de mediu. Problemele astea trebuie să reclamate la garda de mediu, la agenția de mediu, nu la primărie. Noi nu avem cadru legal să rezolvăm aceste probleme, fie fonice, fie disconfortul din cauza anumitor emanații de la anumite societăți. Poate știți cum e, oamenii s-au obișnuit că primarul e un soi așa de... Da, noi încercăm să acoperim cât mai multe dintre probleme, încercăm să ducem mesajul
locuitorilor, dar reclamațiile trebuie făcute direct către instituțiile care se ocupă de fiecare problemă în parte. Corect, corect. Așa este, că așa este până la urmă corect și firesc, ca omul să-și facă o asta. Deci doamna a recomandat să facă o reclamație la poliție și la poliție, să dacă sensizeze aspectul, nu? Explozia motorizată a anului a revenit la Târgu Ohna. A doua ediție a Auto Tuning Show by Creative Tuning Team, iar pasionații de mașini au venit la spectacolul motorizat al anului în orașul Târgu Ohna, ce a avut loc la finalul lunii iunie. Ne-am adunat din toată țara, sunt foarte multe mașini. Am putut organiza datorită lui domn primar, care ne susține maxim, și am făcut o tradiție în fiecare weekend, ultimul weekend de luna iunie, o să fim aici în fiecare an, datorită lui. Câte mașini sunt? Cred că peste 300. Cât va lua, domnule primar, pentru că până la urmă aici e multă organizare, e multă muncă și drept dovadă se culeg și roadele. Faptul că anul trecut acești oameni inimoși au pus suflet și au construit un eveniment la Târgu Ocna, zilele acestea, ieri, astăzi și alaltă ieri, practic culegem roadele pentru că suntem la ediția a doua. Și iată că acești zeci, sute de parteneri, de oameni care investesc în aceste minunate mașini, au ales ca să petreacă un weekend la jumătatea sau la început de vară la Târgu Ocna, spune mult. Noi nu spunem niciodată nu la crearea unor evenimente, am pus la dispoziție această locație, este o locație binevenită, o locație frumoasă, discretă față de viața orașului și iată că exemplele pot continua. Eu mă bucur că au reușit, nu pot decât să-i felicit și le-am spus că a devenit, cred că, tradiție să organizăm un astfel de eveniment în Târgu Ocna, în Bacău și în Moldova. Care ar fi cea mai tare mașină în opinia dumneavoastră, ca și organizator? Din punctul meu de vedere este acest Porsche Panamera, pe care este unică chiar și în țară, foarte, foarte mult lucrată. Nu în cap, cuvintele nu deci în cap. Pe locul 1, dar pe locul 2 cine ar fi? Toate celelalte. Pe locul 2, acea mașină, acel Renault Megane, care este pe aer. Este o mașină superbă din toate punctele de vedere. Pe car audio, suspensie pe aer, exterior, interior, are tot ce trebuie. Am văzut. Locul 3? Locul 3. Toate sunt speciale, toate au câte ceva modificat, toate s-au investit, toate sunt lucrate. Nu putem catalogăm chiar, toate sunt speciale. Locul 3? Am fost cu spatele și acest BMW 60 este o doamnă, este superb din toate punctele de vedere. Am fost cu spatele și nu l-am văzut, dar și el e acolo sub stop. Deci, cu alte cuvinte, să vină lumea la Târgu Ocna, domn primar. Vine și chiar dacă a fost o zi mai cu puțină ploaie ieri, înnorată, ieri am avut și vizita domnului prefect aici, ne-a onorat, ne-a responsabilizat și asta înseamnă că e un eveniment construit de acești inimoși oameni și aceștia sunt doar cei pe care îi vedeți, dar în spate sunt mulți care s-au mobilizat cu familii, cu copii, cu prieteni, ca acest eveniment să fie frumos. Felicitări și spor la treabă de acum! Ne dorim ca pe parcursul anului să avem diverse evenimente cu mai multe teme. Acum avem auto, acum o lună de zile am avut un festival istoric, ceva la 1 iunie am avut pentru copii. Încercăm și în luna iulie să creăm un eveniment, pentru că localitatea, stațiune, trebuie să ofere și oportunitatea asta ca oamenii să privească, să se relaxeze, să petreacă muzică, frumos, tinerețe, voie bună și mulți bani investiți în mașinile acestea. Mulțumesc frumos! Aceasta e mașina. De unde ați venit? Din Timișoara. Prima dată? A doua ediție. Am fost și anul trecut. Cum vi se pare organizarea, locația? Locația super frumoasă, organizarea nota 10. Multe mașini, din câte am înțeles de la organizator, sunt peste 300 de mașini. Vi se pare ok ca și show? Ca și organizare. Ca și organizare, ca și show, ca și atmosferă, în primul rând, că asta contează cel mai mult, super ok. Ați mai fost la astfel de evenimente în țară? Da. Unde? Peste tot. Am fost acum recent Hunedoara, am fost Râmnicu Vâlcea, unde se organizează, suntem prezenți. Cu ce mașină ați venit și de ce e cea mai tare din tot show? Wow! Am venit cu un seria 560 și de ce e mai tare? Probabil că proprietarul e o femeie.
Evenimentul Auto Tuning Show este organizat de Creative Tuning Team și a oferit un mix între mașini modificate, competiții motorizate și divertisment pentru toată familia. Expoziția a fost deschisă timp de 3 zile, iar participanții și vizitatorii au putut să admire cele mai impresionante mașini modificate din regiune și să participe la diverse activități și competiții. Unul din punctele de atracție ale evenimentului este Expo Old Car, unde au fost expuse mașini clasice și vintage, restaurate cu grijă și pasiune de către colecționari și entuziaști. Vizitatorii au putut admira bijuterii motorizate din diferite epoci și să afle poveștile fascinante din spatele acestor vehicule. Mă numesc Curcă Cosmin. Am înțeles că ai 16 ani? Da, este adevărat. Și ești pilot care participă la competiții, nu? Da, participă în Campionatul Național de Drift. Sunt pilot licențiat la categoria semi-pro. De când ai pasiunea asta? Pasiunea asta o am de la 12 ani, am moștenit-o de la tata, iar acum au luat-o lucrurile foarte în serios. Ok, cu ce mașină e, ca să știe și cei care este ne urmăresc? Un BV36 cu motor de 2.8 turbo, 400 de cai are. Ok, și e greu să o ții așa în frâu? Este greu, doar că cu un anumit curs de pilotaj îți intri în mână și e mult mai ușor. Ok, un mesaj pentru tânăra generație? Urmați-vă visurile în primul rând și nu vă descurajați. Prima dată la Târgu Ocna, că suntem la Târgu Ocna acum. Este a doua ediție la care suntem prezenți aici. Este foarte frumos aici și un public minunat. Ok, am înțeles că sunt peste 300 de mașini, așa ca experiență, la câte show-uri ați fost, e ok, nu e ok, cum suntem? Foarte frumos, foarte frumos, o organizare chiar foarte ok. Care au avut bună plăcere să mă invite cu camionul la acest eveniment. Camionul ăsta am lucrat împreună cu fratele meu și cu ceva băieți care au participat la proiectul ăsta în jur de un an de zile. O durat tot interior, exterior și este tot modificat din noi la Suceava. Aproximativ un an și ceva. Ziua internațională a ei românești a fost sărbătorită în Bacău, în cel mai potrivit loc la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău. Elevii școlii și conducerea au făcut ca această școală să se transforme într-o superbă expoziție de port popular românesc. Ne-am dat astăzi întâlnire la o nouă ediție a zilei ei. Am mai participat și în anii trecuți, chiar am avut o ediție și în Salonul Internațional al Aeroportului Bacău. Astăzi suntem aici. Prin această expoziție s-a dorit o acțiune pentru bacăuani, care niciodată nu trebuie să uite cine sunt și de unde au plecat. Dar tot ceea ce este legat de IE și tradiție are o profunzime mult mai mare, iar cei implicați au subliniat aspectele diferite. Facem o IE cum făceau bunicile noastre. Încercăm să ducem mai departe tradiția cu cusutul ei și să arătăm și generațiilor care vor veni că e a noastră. Ce sau simțiți că va dispărea în următoarele ani? Da, nu mai este răbdarea, apreciază frumosul, dar când ajung la pasul să pună și să facem o parte și apoi se plictisesc. Vine cineva dumneavoastră? Deocamdată așa, la lucruri mici, am făcut semne de carte, am avut școlile de vară și aici și la Dărmănești, am avut copii interesați, dar la lucruri mici. Deocamdată la ei nu am... Ce urați românilor de ziua? La mulți ani și multă sănătate și să poarte ea, că ea este o protecție pentru noi. Evident, vedeta expoziției a fost IA românească, renumita și străvechea cămașă românească purtată de români, care a reușit să fie admirată de o mulțime de copii dornici veni să scoasă IE. Am venit cu o parte din lucrările făcute de elevii Școlii Populare de Arte, Catedră Externă Sânduleni și Bereștea Slău, ca și piese de costum popular. Am venit cu cămăși, bundițe și catrințe.
cum se descurcă copiii? Lăsăm ceva în urmă? Acum să vă spun, elevii de la Cusuțe Sud nu sunt chiar copii. După cum știți, Școala Populară de Artă primește elevi de toate categoriile. Țin să spun că elevii de pe această catedră sunt mai în trecuți de a doua tinerețe, persoane care chiar din copilărie au învățat să lucreze, dar oricând mai există loc de a învăța și de a exersa modele noi, tehnici noi de cusut și țesut. Deci nevoie de ziua ei mai des sau o dată pe aia? Acum, ce să vă spun, eu nu pot să spun că sunt în totalitate de acord cu ziua ei, deci sunt un împătimit iubitor al costumului popular, al costumului popular întreg, și de asta n-aș fi în totalitate de acord cu ziua ei, adică aș vedea mai mult o zi a costumului popular. Dar nu ne putem opune curentului, nu ne putem opune întregii societăți care a dorit să poarte ea în continuare, și atunci avem și o zi a ei. Evident că este frumos, este o parte din identitatea noastră și aș dori să se păstreze această identitate. Adică, din păcate, a intrat și chiciu foarte mult, presiunea modernității, din păcate, și a spus cuvântul și în această zi a ei, pentru că beneficiari sunt și cei care produc acele ei care nu ne fac în totalitate cinste. Elevii Școlii Populare de Arte și Meserii au precizat că prin această acțiune nu urmăresc un câștig material, ci pur și simplu să prezinte România așa cum merită în fața lumii întregi. Cel mai amplu program din ultimii 30 de ani de depistare precoce a tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, a fost prezentat în sala mare a prefecturii din Bacău. Proiectul Screening TB, coordonat de Institutul de Pneumoptiziologie Marius Nasta din București, va oferi servicii medicale gratuite băcăuanilor din zone rurale, unde au fost înregistrate în ultimii ani cazuri de tuberculoză. În perioada 3 iulie-28 iulie, caravana mobilă a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București va efectua în județul Bacău, în 12 comune, mai multe investigații medicale asociate domeniului TBC și a bolilor pneumo asociate acestei afecțiuni. Caravana este dotată cu echipamente care permit identificarea, diagnosticarea altor 14 afecțiuni pneumoftiziologice, astfel încât e de bun augur ca atât asistenții medicali din respectivele comunități, cât și reprezentanții acestor comunități să mobilizeze publicul pentru a accesa serviciile gratuite oferite prin intermediul acestui demers. Fac precizarea că cele 12 localități, cele 12 comune au fost selectate pe baza ratei de incidență a fenomenului TBC în respectivele comunități. Totodată așteptăm un public țintă cifrat undeva la peste 1500 de cetățeni care să acceseze aceste servicii medicale gratuite care vin în întâmpinarea comunităților respective, fără ca cetățenii să fie nevoiți să parcurgă kilometri până la spitale de specialitate. O gură de aer. O gură de aer și un mod proactiv de a contracara și de a depista timpuriu sau cât mai repede un tip de patologie care are consecințe nefaste pe termen mediu și lung, pe care cred că le cunoaștem cu toții. Brusturoasa, Mănăstirea Cașin, Parava, Gura Văii, Podul Turcului, Ștefan cel Mare, Huruiești, Stănișești, Horgești, Filipeni, Plopana și Valea Seacă sunt comunele băcăoane vizate de caravana de depistare activă a tuberculozei începând de luni 3 iulie. Foarte bună această inițiativă, pentru că eu la Valea Seacă, dacă știe toată lumea, am un număr mare de familii de rom care nu au condiții extraordinare. Adică nu toți, că sunt și care au condiții. Ei,
având în vedere faptul că datorită acestor condiții o parte din acești cetățeni s-au îmbolnăvit, eu am fost cel care am solicitat pentru prima dată această inițiativă să fie dusă nu numai la Valesea, cât peste tot, acolo unde e nevoie. Sper ca aceasta să-și facă efectul și să înlăturăm pe cât putem noi această boală care este foarte, foarte gravă. Potrivit datelor Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, incidența cazurilor de tuberculoză la nivelul județului Bacău în anul 2022 este de 57,2, iar cea la nivel național este de 46,1. Activitatea medicală din aceste centre va fi finanțată, adică plata personalului medical, a asistentului medical comunitar, fără de care un centru comunitar nu poate funcționa, va fi finanțată de la Ministerul Sănătății. În afară de acest centru, ne putem mândri și cu primul centru comunitar integrat acreditat din țară, centru comunitar integrat de la Colonești, care a avut caravană IRO în anul 2020, înainte de pandemie. Deci activitatea de asistență medicală comunitară este și se va desfășura în cele mai bune condiții, sperând că vom avea în final, așa cum prevede și strategia pentru sănătate din 2027, o acoperire de 100% cu asistență medical comunitar în Bacău. Caravana va fi amplasată în zona primăriilor din comunele anunțate sau în alte locuri comunicate din timp localnicilor. Este vorba de o camionetă dotată cu aparatură de radiologie și diagnostic radiologic rapid, precum și un program de inteligență artificială care ajută la depistarea tuberculozei și altor 14 patologii pulmonare. Serviciile medicale ale caravanei sunt asigurate de personal medical specializat. Recent, ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet a participat la o întâlnire la guvern pe tema inundațiilor, alături de premierul Marcel Ciolacu, dar și de colegii miniștri. Am fost chiar ieri pe teren în zonele afectate de inundațiile care au avut loc zilele trecute în vestul țării și am stat de vorbă cu oamenii care și-au pierdut casele, bunurile și animalele din gospodării. Am văzut imagini care nu pot lăsa indiferent pe nimeni. Asemenea fenomene, când precipitațiile depășesc 100 de litri pe metru pătrat, produc pagube enorme, iar impactul este unul foarte mare nu doar asupra locuitorilor, dar și asupra mediului. Depunem toate eforturile pentru a diminua efectele produse prin avertizări, acțiuni rapide în teren și intervenții pentru salvarea de vieți omenești și pentru limitarea pagubelor. Mulțumesc colegilor de la Apele Române pentru implicare și profesionalism și nu în ultimul rând colegilor de la Departamentul pentru Situații de Urgență, care ne vin de fiecare dată în sprijin. Buna colaborare dintre aceste instituții și autoritățile locale reprezintă cheia minimizării efectelor dezastruoase ale acestor fenomene extreme, a scris ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 4 iulie, cerul va fi senin, maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius. Miercuri 5 iulie, cerul va fi parțial noros, cu o maxima zilei ce nu va depăși valoarea de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius. Joi 6 iulie, cerul va fi parțial înnorat, dimineața pot să apară furtuni cu fulgere, maxima zilei ajunge până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Vineri 7 iulie, cerul va fi parțial înnorat, pot să apară furtuni cu fulgere în partea a doua a zilei, iar maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, în timp ce minima coboară pe timpul nopții până la 18 grade Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.